Salutare, prieteni! Ia priviți cu ce surpriză m-a așteptat astăzi canalul Military Summary. Ce scrie pe thumbnail? Nu știu cât se vede până la voi, scrie Romania is ready. România este pregătit. Aoleu, dar de ce este pregătit? Păi hai să vedem niște lămuriri în titlu. Podul Crimei este obiectivul numărul 1. Nu ne interesează. Romania is going to send troops to Ukraine. România va trimite trupe în Ucraina. Vai de capul meu! Hai să dăm un play să vedem ce vești proaste mai primim. Să o luăm frumos cu începutul, că de la început vorbește despre România. Events that took place during the previous night in the local time. And the most important updates are coming from... O întrerupere scurtă, da? Cei care nu văd subtitrările bine pentru că se uită pe telefon, sunt invitați să întoarcă telefonul din poziție verticală în poziție orizontală. În felul ăsta clipul se va mări pe tot ecranul telefonului, deși subtitrarea va fi mai mare și cu două degete pot face zoom în zona subtitrărilor. From Romania. On this video, okay, vedem niște fierătani. Ia să vedem explicațiile. For example, we can see another redeployment of forces somewhere in Moldova from one side to another, probably in the direction of the Romanian-Ukrainian or Moldovian border. As you can see on the video, there are lots of tanks, armored vehicles, personal carriers, engineering equipment. Așa era, dar nu că mă pricep eu, dar mi s-a părut pe clipul ăsta mic, că au camuflaj de deșert. Și totuși așa ceva nu cred că există în Ucraina. În fine, poate era doar un exercițiu militar până la urmă. Dar hai să vedem. The most important thing is that Romania is getting prepared for the invasion of the territory of Ukraine. Today we got... În zona asta, România se pregătește de invazia teritoriului ucrainean. Ia. Another interesting document, Romania and NATO are preparing for active actions in Ukraine and Moldova. The Romanian Minister of Defense has submitted to a public hearing a bill on a national defense, which for the first time in history provides legal power for the president to use armed forces outside the country to protect its citizens from hybrid threats. About citizens, very interesting statistic information. Deci cum? Eu nu prea înțeleg ce e asta. Ia. Ce protejează Iohannis? Ce? Nu știu, care-i treaba? Deci este vorba de un proiect de lege. The Romanian Minister of Defense has submitted to a public hearing a bill. Trimis pentru o audiere publică de către ministrul român al apărării. Okay. On the national defense, which for the first time in history provides legal power for the president to use armed forces outside the country to protect... Dar de când are președintele puterea... Da, până la urmă, parlamentul ăsta nu mai folosește la nimic chiar așa ceva? Attack its citizens from hybrid threats. About citizens, very interesting statistic information. According to Romanian statistics, more than 600,000 Moldovans are Romanian citizenship. In addition, there are around more than 100,000 ethnic Romanians may live who are probably also holders of Romanian citizenship on the territory of Ukraine. Stop. Deci... Ok, e clar că foarte mulți cetățeni moldoveni au și cetățenie română, dar de obicei ăștia sunt plecați prin Europa, că la asta le servește, însă nu sunt foarte convins de cetățeni ucraineni de etnie română care să aibă și cetățenia română. Eu știam că Ucraina nu prea permite așa ceva, o singură cetățenie, cea ucraineană, în rest, pa. Whatever. Până la urmă nu e important. Oamenii rămân tot. So, this is Romania, this is Romania, this is Moldova, and there are... Ok, aici e România, aici e Moldova. Se pare că le-a încurcat puțin Dima de la Military Summary.
around 600,000 Romanians. And when talking about Ukraine in the document, in that article, probably the author was talking about this part of Ukraine where there are also a lot of ethnic, let's say, Romanians, more than 100,000. So based on this article, we can make a conclusion that NATO countries, Romania to be more precise, is getting ready to start intervention in Ukraine with the purpose to establish control over Moldova completely and over this part. Stop, stop, Dima, ce? Cum? Stai puțin, stai să ne uităm la săgețile astea. Deci, odată, pac, mândrele trupe românești, arată ca o invazie a Republicii Moldova. Pe moldoveni o fi întrebat careva și, hop, arată ca o invazie a teritoriului ucrainean. Da, fost teritoriu românesc, dar acum, conform legislației internaționale, pe care o iubim și o respectăm cu toții, ăsta este teritoriul ucrainean. Ok, bun, hai să vedem ce caută România acolo, care-i scopul. Scopul și durata vizitei. Ia. Hai, mă, play. To the Ukraine. Furthermore, I will remind you that France also is willing to send forces on Ukraine, and according to information we have first... Scuze, clacase subtitrarea YouTube, nu-i nimic, reluăm. So France also is willing to send forces on Ukraine, and according to information we have, first France is going to redeploy forces in Romania and Moldova, and with the purpose, in case if everything goes wrong, to start offensive operation and to answer Odessa region. So now we see the first ally, the first... Frații noștri într-o francofonie se ocupă de Odessa ei, dar noi totuși ce facem? În Ucraina. Că aici apare întrebarea. Noi apărăm acolo steagul ucrainean sau intuind cumva disoluția statului ucrainean, ne pregătim să plantăm steagul românesc acolo? Voi ce credeți? Vă aștept la comentarii. Și dacă tot ați pus stop la videoclip pentru a comenta, nu uitați să apăsați și butonul like. Alliance of, let's say, south of western part of Ukraine. We're talking about Romania and France, because probably they are going to work, they're going to coordinate their actions, and they're going to work together. Very likely soon, maybe in a month or two, we're going to receive information. Deci, nu sună deloc bine, dar cred că ăsta este visul umed al lui Hoț. Așa ceva? Ultima oră când am făcut expediții de genul ăsta prin Ucraina, nu s-a terminat bine pentru România. But another alliance between, let's say, United Kingdom, probably the Baltic states or something like this, or maybe Poland, also Poland, and the forces of these countries very likely are going to start operation in the western part of Ukraine. But for now, we haven't received such updates, but very likely we are going to see some. Also, we have more updates about Kyiv, as you know, the current, there are currently present election. Okay, a trecut la alt subiect. Ia, hai să verificăm și comentariile. Stați așa. Hai să vedem și câteva comentarii. Ne vom uita la cele care se referă la România. Ia. Da? Dacă România și Franța, ambele state membre NATO, trimit trupe în Ucraina, asta va fi o escaladare a agresiunilor. Da? Și nu mai poate fi învinovățit Putin, dragul meu, greșești, Putin este întotdeauna de vină. Da? Să stabilim de pe acum. Bun. Altul spune, România nu este gata de nimic, da? Președintele nostru, stupid, plănuiește să se retragă în poziția de secretar general NATO, da? Și... probabil această cascadorie pentru a accesa funcția, ia să vedem, am are 53 de răspunsuri. Hai să nu ne întindem totul și chiar la toate, whatever, ia. Următoarea, România este la fel de gata să trimite trupe pe cât este și Franța. Sigur, da, este ironic, dar nici eu nu cred că au românii capacitatea militară de a se lua în coarne cu rușii, da? Bun. Oh, wow! România va trimite
cele 10 tancuri funcționale, cele 20 de vehicule blindate și poate vor trimite chiar și cele 10 avioane ale lor. Cam râde de noi, domnul Edge. Asta este, ia să vedem, i s-a răspuns, sper că este muștruluit. Da, nu se înțeleg deloc, băieții se fac bețivi și chiar sub influența substanțelor, precum președintele Zelenski, whatever, bun, asta este clasică, a spune că NATO este o alianță defensivă, e ca și cum ai spune că Ucraina și Israel sunt democrații. Da, nu prea sunt. La unii nu se țin deloc alegeri, alții ce să spună, acolo se mai țin alegeri, nimic de spus, doar că politicienii israelieni decid viețile celor care populează teritoriul Israelului. Și o parte din aceste vieți viitoare nu pot vota. Da? Deci nu pot decide care va fi politicianul ce le va influența în mod cât se poate direct viețile. Dar să nu deviem. Unul întreabă, retoric, nu cumva România a luptat alături de N, A și Z și I și S în al doilea război mondial? Tași mă din gură că am întors armele pe 23 august 1944, când era clar cine va câștiga războiul. Deci, da, România cam asta a făcut, asta e. Așa, unul se declară mirat cum vor unele țări să se arunce în război, da? Și eu mă cam mir. De ce nu stăm noi cu minți pe șezuturile noastre și vrem să ne amestecăm în conflictul ăsta dintre ruși, cumva? Ce treabă avem noi? Până la urmă, ce ne pasă nou atât de mult cum se va numi vecinul slav de la est? Atât de mult încât să mergem la război. Hai să-i lăsăm să-și rezolve treburile și pur vom vedea dacă vecinul actual sau noul nostru vecin va avea ceva de împărțit cu noi. Nu ne ducem noi preventiv să escaladăm treburile pe acolo. Da? Așa, sunt în România și being said that, nu citim asta, dacă vor trimite trupe la Odessa, francezii și românii, așa trebuie să calculăm 500 de soldați pentru fiecare zi pe care vor să țină front, whatever, neinteresant, ready for what, se referă la thumbnail-ul clipului, adică România is ready, ready for dying, sunt gata pentru ce, sunt gata să moară, da? Din păcate, România astăzi este condusă de Radu cel Frumos, ăsta sigur este român, da? Care a pus interesele statelor străine înaintea intereselor țării sale și nu de Vlad Țepeș, vestitul Vlad Țepeș, da? Care era cu Valahia în suflet. Da? Alții spun, looks like in Romania they forgot Stalingrad. Bă, românii se pare că au uitat de Stalingrad. Deci, vedeți cam care este pulsul internațional. România să trimită trupe? De ce parte au fost ei în al doilea război mondial? Aha! E, atunci se va sfârși la fel cum s-a sfârșit și în al doilea război mondial. Da? Așa se va sfârși pentru români. Adică, nu. Bine. Da? În acest caz, spune unul, Ungaria a trebuit să trimită trupe în România pentru a-și proteja etnicii maghiari care locuiesc acolo și tot așa. V-ați făcut o idee, sunt oameni cu scaun la cap. Da. Uite, un comentariu pe care îl găsesc interesant, mă îndoiesc că Dima are dreptate despre mișcările României. Ar fi suicidal pentru români și chiar și pentru francezi, da? Cu acel laughable Chihuahua Baltic States. Nu sunt de acord cu acest comentariu, nu
o să-l traduc, așa, să îndrăznească să confrunte forțele ruse. Cu alte cuvinte, ei nu se pregătesc să ajute Ucraina împotriva Rusiei, dar se poziționează pentru a lua teritorii de la o Ucraina care va fi în curând un stat eșuat. Ăsta parcă l-a citat puțin și pe Iohannis, da? Bun. Și aceleași considerații se aplică și pentru alte state care au, cum să spun, minorități în Ucraina și se referă la Polonia, Slovacia și Ungaria. Aoleu, un comentariu urât, urât. Ce vor face românii? Vor umbla pe la buzunarele rușilor? Urât, 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 urât. Are 32 de răspunsuri la chestia asta. Așa, cineva lămurește că nu, nu. Românii ăia nu sunt chiar români. Ăia de-l știe, îi știe el că ar fi rapizi de mână. Ok. Da. Iohannis va sfârși ca Ceaușescu. Da. Și tot așa, tot așa. Da? Bucureștiul are un alt moment gen Garda de Fieri. Da? Hai să ne amintim cum s-au sfârșit lucrurile data trecută. Și nu e ca și cum românul obișnuit ar avea vreo inclinație să se ducă să se joace de-a vața ascunselea cu drone Lancet și cu rachetele Calibr. Ne-am lămurit, eu zic că da, mai departe, verificați voi acest videoclip, îl căutați după titlu, da? Și eventual duceți-vă și comentați acolo, da? Comentați și la mine de ce nu. Pa, pa!